Deci am făcut pozele mai multe etichete ca să vă arăt de la diferite firme, deci cât mai multe firme, cum recomandă producătorii să se spele aceste wrap-uri și sling-uri și am dat de eticheta de la Wild Sling și am râs una bună. Deci, să vă arăt. Cum trebuie să se spele un wrap țesut? Nu vrea să focuseze, am întors camera. Deci, dragilor, așa se spală un wrap țesut. Deci vă rog frumos, înainte să puneți wrap-urile la spălat, să scoateți copiii din sisteme, da? Deci nu se spală cu copii. Eu, serios, câte una din asta îți ridică buna dispoziție. Mie cel puțin, da. Știi, stați în monotonia voastră, copiii fac gălăgie, se joacă, se ceartă, tu pui hainele la spălat, îți pregătești toate lucrurile să le pui la spălat, mai verifici cât e o etichetă și... Remove child before Ar putea să se pună și bancuri, știți, în locuri din astea total neașteptate. Să zicem, îți iei o mobilă și te uiți în manualul de instrucțiuni cum să o montezi și pe acolo, printre rânduri, să-ți bage un banc, așa, random. Să mai râdem un picuț. Numai atâta poți. Mamă, ce slab! Salut! Bine ai revenit! Astăzi o să abordez un subiect pentru vraperițe. Foarte multe dintre voi întrebați pe grupuri cum se spală corect un vrap țesut. Evident că nu spălăm woven wrap-urile ca și hainele noastre, au și rol diferit. Aceste materiale, până la urmă, totuși ne cară bebelușii, ori nou-născutul, ori chiar și 20 de kilograme și nu-i tot una dacă se deteriorează chiar un pic și îi oferim o ocazie sau o șansă sau mărim șansele ca să se producă, Doamne ferește, ceva accidente. Nu vrem asta, așa că acordăm o atenție sporită acestor materiale și le îngrijim ca atare. În clipul de astăzi o să vă spun cum se spală corect un wrap țesut și, bineînțeles, intră aici și slingurile cu inele, unde se spală acestea, cu ce se spală acestea, cum le punem la uscat și cum le călcăm. Și ce e de făcut când vine vorba despre un wrap țesut nou-nouț, direct din pungă, de la producător, ce facem cu el și ce nu facem cu el. Și asta e foarte important. Veniți cu mine să spălăm astăzi două wrap-uri. Un wrap mai easy care, o să spăl un wrap 100% bumbac și vom spăla și unul mai pretențios, ca să spun așa, pentru că nu toate wrapurile se spală la fel și vreau să cuprind cât mai multe informații pentru public cât mai mult, pentru că nu toată lumea folosește doar wrapuri 100% bumbac, iar evident că nu toată lumea intră și pe cealaltă parte, in the other side, cu tot felul de nebunii și blenduri și care mai de care. Bineînțeles, necesită o îngrijire mai sporită. Așa, și vom face și un mic experiment cu Loom to Bloom, before and after, ca să vedeți și să vă demonstrez și să fie totul, să fie și nu numai teorie, să fie și practică. Bun! Înainte să începem, vreau să ofer credit pentru informațiile și din locurile de unde m-am inspirat. Este foarte multă informație, așa că am căutat din mai multe locuri, de pe mai multe grupuri, de pe mai multe site-uri și am adunat, am comasat oarecum toate aceste informații într-un singur clip ca să fie mult mai ușor de ajuns la cât mai multe informații și să necesite un timp mai scurt. Adică poate că clipul o să iasă de vreo, nu știu, 30 de minute, o să vedem cât o să fie, dar cred că e mult mai simplu să dai play la un video și să stai 30 de minute să asculți și să te uiți cu exemple cu tot decât să te pui să cauți
pe grupul X, pe grupul Y, pe chatterul celălalt, pe site-ul cu tare, pe blogul cu tare și să te uiți. Evident că puteți face asta și, Doamne fer, nu zic să vă uitați doar la clipul ăsta. Chiar vă recomand și o să pun și în descriere link-uri și chestii de unde m-am inspirat. M-am inspirat foarte mult de pe un blog care se numește Brooke Marie. Sper că mă exprim corect, o să-l scriu aici și vă pun și link-ul în descriere. Am mai căutat o grămadă de postări pe grupurile de la Slink Studio. Deci postări despre cum se spală rapurile și, bineînțeles, am luat comentarii la rând și am tot citit să văd ce recomandă și adminii și producătorii lor. La fel am făcut și pe grupurile de la Artipop. Deci am luat postări la rând cu hashtag wash nu știu ce și m-am pus să caut pe blenduri și tot felul de chestii. Am mai luat chestii și de la Anca Mold, o rapăriță foarte veche de la noi din țară, care știe foarte multe în domeniul ăsta și e ca și cum ar fi profesoara noastră, aș putea spune, și bineînțeles de pe grupurile noastre din țară. O să las link la tot în descriere ca să fie totul ok și nu furăm informații, menționăm absolut tot. O să încep prima dată în a vă povesti despre un wrap nou-nouț. Deci să zicem, ați cumpărat un wrap de la producător, l-ați comandat ori de unde l-ați fi luat, deci este nou-nouț. Acesta încă nu a fost purtat, deci vine direct de pe Loom State, de pe războiul de țesut. Niciodată nu probăm, nu legăm un wrap care vine din Loom State. Primul lucru pe care îl facem e obligatoriu să se spele înainte de probă. Și atunci, proprietățile acelui wrap se schimbă automat după spălare în producerea, în țeserea unui wrap țesut. Ultimul pas este spălarea lui. Atunci se consideră un woven wrap gata, finalizat și finisat. După această spălare, firele și fibrele se modifică un pic. Se așează, se compactează, se pufoșește acel wrap. Deci această spălare nu are rolul de vai curățare, să nu credeți că vă vine un wrap murdar, ci pur și simplu așa se finisează materialul, trebuie spălat, firele astfel se așează, intră mai bine în țesătură și wrapul se pufoșește. Și bineînțeles, iese praful, probabil se pune pe acolo praf pe fire și nu știu ce. Dacă se leagă și se poartă un astfel de wrap, deci nou-nouț și nespălat, se pot produce thread shift. Iar aceste thread shift, o să pun și poze, o să caut niște poze, eu n-am pățit, deci nu am cu wrapurile mele, o să caut pe internet niște poze să vedeți cum arată, iar acestea slăbesc foarte mult materialul și cred că nu e foarte safe de folosit așa. Deci nu uitați, vă rog frumos să spălați întotdeauna wrapurile noi nouțe. Și aici vine Loom to Bloom, adică o să facem și o poză before primul wash și after the first wash. Să vedeți diferența cum se transformă un wrap. A, da, și la prima spălare, posibil să lase un pic de culoare acest wrap nou și recomandăm să-l spălați singur, deci nu cu alte haine sau alte wrapuri, la prima spălare. Trecem mai departe, o să încep cu wrapurile țesute care sunt 100% bumbac sau Easy Care, cele cu in, cânepă, dar detaliem pe parcurs. Deci, aceste wrapuri se pot băga la mașina de spălat. Vă puteți uita pe eticheta lor. Majoritatea au acea etichetă unde sunt menționate acele semne cu dacă se poate băga la mașină și tot felul de detalii din astea. Aceste wrapuri merg spălate la 40 de grade în mașina de spălat, ori pe program normal sau pe delicate, rămâne la alegerea voastră.
Am văzut că multă lume recomandă spălarea lor la 30 de grade, însă până la urmă acestea sunt easy care și am verificat la mai multe branduri eticheta de la wrap-urile care sunt 100% bumbac și pe majoritatea, adică pe toate scrie 40 de grade, iar pe unele, uite de exemplu la Didymos am văzut că scrie 60 de grade, acestea merg și la 60 de grade. Trecem mai departe, rotații cât mai puține, 600 să spunem, hai, maxim 800, dar nu se trece de 800, ce sigur e sigur. Să vorbim un pic și despre detergent. Întotdeauna, mereu folosim detergent lichid, iar acest detergent lichid trebuie să fie obligatoriu fără înălbitori optici. Îi puteți vedea în spate pe etichetă, scrie la ingrediente, deci scrie exact cu aceste cuvinte, înălbitori optici, sau în engleză optical brightener. Încă ceva foarte, foarte mega important, nu folosim balsam, deci nu, nici să nu vă gândiți la balsam, acesta împâslește și încarcă degeaba firele, deci nu e nevoie de balsam, aici cu dita mai semne exclamării. Aceste wrap-uri se pot călca, se și recomandă a fi călcate după spălare și se calcă pe programul bumbacului de la călcător. Liniștite, puteți să le călcați. Eu le calc și pe față și pe verso. În timp ce se face acest pas, puteți foarte bine să verificați tot wrap-ul, identificați dacă au apărut defecte. Sincer, mie îmi place foarte mult să calc wrap-urile. La haine, nu, foarte rar calc haine și soțul știe când scot masa de călcat, deja mă întreabă, calci wrap-uri? Da, calc. Woven wrap-urile se spală cât mai rar posibil, deci dacă nu are o pată sau nu pute sau nu ceva pentru care să fie neapărat spălat, mai bine nu-l spălați. Vara, bineînțeles, când este foarte cald și transpiră și purtătorul și bebelușul, da, se spală mai des, însă cu grijă, iar petele se tratează înainte de spălare. Deci, se spală la nevoie. Iar cozile, capătul cozilor, nu vă faceți griji că ștergeți cu ele pe jos, până la urmă acele cozi nu ajunge nici pe bebe, iar nici la gurița lui. Alea sunt în spate de obicei, legate nodul și e în spate. Deci nu cred că e necesar să spălați un astfel de wrap după ce ați fost odată cu el afară, ați legat, să zicem, și vai, o picat un picuț pe jos sau s-o prăfuit sau are frunze pe el. Pur și simplu o dați așa cu mâna și e suficient. Tot la categoria Easy Care intră inul, deci blendurile cu in și cele cu cânepă. Merg și acestea spălate în mașina de spălat la 30 de grade. Detergent, mă repet, detergent lichid, fără înălbitori optici și obligatoriu fără balsam. O să repet asta pe tot parcursul clipului. Iar la întins, puteți să-l întindeți pe rastel. Aici, uite, am văzut că părerile sunt împărțite. Unele recomandă uscarea wrap-urilor pe rastel, deci știți, o să atașez poză că mi este greu să explic în cuvinte, deci așa să fie atârnat pe mai multe ori, altele recomandă ca acestea să fie întinse pe toată lungimea, pe toată lungimea rastelului, astfel încât wrap-ul să nu atârne. Ei bine, părerile sunt împărțite. Categoria asta de wrap-uri oricum nu sunt foarte pretențioase. Eu personal consider că nu se întâmplă nimica dacă le întindem așa, ca să putem atunci spăla mai multe wrap-uri. Însă aș recomanda să fie luat de acolo înainte să se uște complet. Pentru că altfel rămân dungulițe, rămân urmele acelea de la sârmă. Iar la wrap-urile pretențioase, bineînțeles, altfel le punem la uscat. A, și încă ceva, este împărțită părerea și la uscător.
Unele recomandă uscarea wrap-urilor în uscător, altele nu. Cele care recomandă se argumentează prin faptul că astfel se poate îmblânzi mai rapid un wrap, să se moaie, grăbește procesul îmblânzirii, iar cele care nu recomandă aceasta susțin că astfel se grăbește deteriorarea materialului. Acum, eu nu le pun la uscător, le usuc în mod natural, la aer. Și până la urmă, da, se cunoaște că aceste uscătoare ajută la deteriorarea în timp a materialului. Atunci, evit asta pentru binele wrap-urilor mele și să aibă o durată de viață cât mai lungă. Așa, și încă o chestie la uscatul wrap-urilor. Niciodată nu se pun la razele directe ale soarelui, deci le punem la umbră. Deci am spus că prima spălare a wrap-ului se face cu wrap-ul singur, iar după aceea se poate pune și cu alte haine sau cu alte wrap-uri, însă atenție la hainele care conțin tot felul de talii, nu știu, ținte sau fermare sau, deci orice detaliu care poate să agațe wrap-ul. Și atunci ori scoateți aceste haine, vi le verificați, vă uitați care ce pe unde are, ori puneți wrap-ul într-o husă de pernă pe care o închideți și să fie totul safe. A, da, și am mai văzut un truc, asta de la Anca Moldo, știu, și mi se pare foarte fun, îl voi dezvălui. La slingurile cu inele puteți să trageți o șosetă pe aceste inele ca să nu se bată de... Cred că trebuia să iau o șosetă mai mare sau nu? Intră. Ori băgați și slingul într-o husă de perină. Da, mi s-a părut foarte faină ideea asta și foarte creativă. De ce se recomandă întotdeauna folosirea detergentului lichid? Pentru că detergentul care este, deci, granulele alea praf, detergentul praf, poate deteriora în timp materialul prin frecarea aceea, praful ăla cum se tot freacă de material și știți, ca și un scrub, efectul ăla de scrub, și acesta nu se dizolvă complet, deci rămâne și se bagă acolo între fire și cu timpul se poate deteriora wrap-ul, iar mai ales dacă conține fibre foarte sensibile, nu e ok. Dar nu se recomandă nici la cele Easy Care, deci niciodată detergent praf. De reținut. Spăl aceste două, deci wrap-ul ăsta și slingul cu inele, amândouă sunt 100% bumbac. Haideți să vedem ce zice eticheta. Deci, merge la 40 de grade, aici spune că se poate călca, cred că înseamnă maxim 110 grade, o să verificăm. Următorul semn înseamnă uscarea la uscător este interzisă, aici triunghiul este folosirea înălbitorilor, deci avem cu X interzis și curățarea cu agenți chimici interzis. Iar la ăsta de la Isara, unde-i? Nu, aici. 40 de grade, ca dincolo, folosirea înălbitorilor interzis, folosirea uscătorului interzis, se poate călca, ia uite, ăsta se poate, are două buline, deci merge la 150 de grade călcătorul, iar cerculețul cu X, bineînțeles, evitarea, deci este interzisă curățarea chimică. Hai să mergem! Să nu vă speriați de baraua mea, este haos aici. Să mutăm asta prima dată. Așa. Bun, avem aici mașina. Să luăm wrap-ul. Țesut de la Sensimo. Cu fluturaș. Așa. Vine și Isara. Servus. Știți ce? Dacă tot le bag pe astea, o să mai bag și un SSC.
Mă duc să-l pregătesc și revin imediat. Poate o să fac un clip separat cu spălarea sesiceurilor. Bun, l-am pregătit. Zic pregătit că trebuie să faceți unele chestii, dar o să fac separat, un clip separat. Și așa, asta o să fie foarte lungă, așa că e bine așa. Deci, l-am băgat și ăsta. Închidem, avem detergentul, este fără înălbitori optici. Acesta mai am foarte puțin, va trebui să-mi iau altul. Nu o să pun mult, cred că e suficient. Bun, deci cum ziceam, fără balsam. Bun, o să pun pe programul de bomba, 40 de grade e ok. 600 de rotații, putem da speed. Opa! Hai să fie o oră jumate, cred că e suficient, că nu sunt jegoase. Și play! Doamne! O să-l punem pe programul cotton, pe programul bumbac, așa. Dacă aveți călcător mai șmecher, să puteți seta gradele, vă luați după cât zice pe etichetă. Dar al meu nu știe atât de multe. Eu l-am pus doar pe programul de bumbac și aia e. Am terminat cu cele Easy Care, să trecem la rapurile și la fibrele mai pretențioase. Blendurile pretențioase. Acestea, majoritatea și în general, se spală la mână. Unele merg și la mașina de spălat, însă pe un program delicat și maxim la 30 de grade și cu rotații minime 600 sau fără rotații, unde este cazul. Este valabil și aici faza cu detergentul, deci detergent lichid, fără înălbitori optici și fără balsam. Asta este ca o poezie, o învățați pe de rost și dacă vă trezesc noaptea la 3, să-mi spuneți cum se spală un wrap, cu ce, cum și la câte grade e tâcă. Începem cu lână. În categoria lână intră, deci lână, intră merino, intră baby camel, intră yak, vicuna, fox hair. Acestea se spală de mână, deci le spălăm într-o cadă, să zicem, cu apă călduță, detergent lichid fără înălbitori optici, fără balsam și atenție la lână, fără lanolină. Așa, e foarte important să nu fie schimbări bruște de temperatură, pentru că lână este foarte sensibilă când este udă și, bineînțeles, ca să evităm împâslirea ei, cum uscăm acest wrap. Nu îl atârnăm niciodată pe un rastel și nu îl băgăm în uscător. Îl întindem frumos pe un prosop și îl rulăm frumos ca să absorbe excesul de apă. După care
îl întindem pe jos, deci asta se cheamă flat dry, îl întindem pe jos și pur și simplu îl lăsăm așa să se usuce. Deci nu îl atârnăm nicăieri ca să nu își modifice, să nu se plimbe firele, să nu se întindă, să nu rămână cu urme, să etc, etc, îl lăsăm pur și simplu jos. Ce fac eu? Schimb prosopul. Deci după ce rulez, prosopul acela se îmbibă foarte tare cu apă, se udă, îl iau și pun un prosop uscat sub el și astfel lasă răpurile astea mai sensibile la uscat. Iar legat de călcat, acestea se pot călca și se setează pe programul de lână a călcătorului. Asta cred că are temperatura mai mică, deci pe low heat. Blendurile cu mătase. Aici intră, sunt mai multe, să zicem, tusa, mătasea buret și acestea se spală la mână cu apă călduță și aici este foarte important să evităm această schimbare bruscă de temperatură, deși după ce spălați cu un pic de detergent, se pune foarte puțin, repet, detergent lichid cu fără înălbitori optici și fără balsam și fără lanolină, merge să folosiți detergent pentru lână sau detergent pentru mătase, dar merge și altceva, nu neapărat astea. Și se usucă tot așa, flat dry, deci pus pe prosop, rulat în prosop pentru a lua excesul de apă. Iar la călcat am văzut pe Brooke Marie, recomandă călcarea acestora când sunt puțin, încă puțin, puțin ude, deci înainte să se usuce complet. Evident, dat călcătorul la minim. Ce mai puteți face la fibrele acestea mai pretențioase? Puteți pune o cârpă, ceva cârpă, un bumbac, un ceva deasupra și să călcați peste cârpa aceea, deci să nu puneți călcătorul direct pe material. O idee în plus. Încă ceva la mătase, deci apa prea caldă o să micșoreze mătasea, o să o strângă. Iar dacă este prea rece, apa îi va fura din luciul specific mătasei. Vorbim și despre blendurile cu Tencel. Acestea merg puse la mașina de spălat, cu apă călduță, deci la 30 de grade, detergent lichid, fără înălbitori optici, fără balsam. Și se poate usca pe rastel. Evident, la umbră. Călcarea este opțională, însă dacă doriți să o faceți neapărat pe cea mai joasă setare. Blendurile cu Reprieve zice că merg puse la mașina de spălat. Prima spălare merge cu apă caldă, iar apoi și ulterior se spală cu apă rece. Zice că merge băgat la uscător, însă pe programul cel mai jos sau cum se spune, sau întins pe rastel la umbră, bineînțeles. Iar călcatul este opțional și aici, însă dacă se dorește, se face pe cea mai joasă temperatură a călcătorului. Iar dacă aveți un wrap cu toate aceste blenduri combinate, mai multe într-un singur wrap, ghidați-vă după eticheta producătorului, dacă o are și evident dacă este corectă, pentru că la Sling Studio sunt greșite foarte multe etichete. Deci, cum spuneam, ori după etichetă, ori spălați în funcție de cea mai sensibilă fibră din material. Acum o să vă chem cu mine să spălăm un wrap. Mi-am comandat un Kenhuru care tocmai a venit, No Notes, din pungă. Este un blend cu Tsumugi Silk și o să vă iau cu mine să-l spălăm. Ca să vă și demonstrez, nu tot taca, 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 să vedem și concret cum se face. Hai să mergem! O să pun să fie apă călduță, deci nu apă caldă și nici apă rece, așa ca și cum aș spăla bebele. Bun, avem un detergent. Fără înălbitori optici, deci scrie în spate la ingrediente. O să pun doar un pic.
încep, o să-l mai întorc, deci finuț, de pe partea de alta. Adică nu o să facem chestia asta de frecare, nu, niciodată nu vom face asta cu un rapsisul. Mai ales la fibre mai sensibile, cum ar fi mătasea, ca și acesta. Oricum, wrap-ul ăsta nu este murdar. Pur și simplu îl finisez acum, ultimul pas, pentru finalizarea lui și pentru a fi putea purta. Deci nu îl spăl pentru că e murdar, ci îl spăl ca să se așeze fibrele, să-și schimbe textura. După cum v-am mai spus. Deci fac asta, o să-l las un pic să stea. Îl las vreo 15 minute, să zic așa. O să-l las un pic aici. Și revin la el. După ce am lăsat să mai stea un pic, uite, am găsit încă un fir lung, o să-l pun aici deocamdată, doar îi dau drumul să curgă la apă. Deci îi dau drumul să curgă la apă, după care mai umplu o dată cu apă curată, ca să limpezesc eventual rămășițe din detergent și o să pun exact la aceeași temperatură apa, ca să nu fie schimbare de temperatură. La fibrele acestea mai delicate nu vom stoarce, nu vom face niciodată această mișcare de stoarcere. Deci o scurs apa și chiar un pic o să mai apăs așa ca să iasă surplusul de apă. Un pic foarte ușor și finuț. Iar acum îi dau drumul, deci închid din nou, îi dau drumul la apă. Cred că este suficient. O să mai plimb wrap-ul un pic, așa, să se limpezească. Vreau să fie totul perfect și îngrijit. Bun, îl voi mai lăsa câteva minute eventual. Ia uite, să vede acolo că au mai ieșit niște scame și se văd niște chestii în apă. Am revenit, îi dau drumul la apă. Așa, o să las să se scurgă toată apa din vană. Încet, încet, apoi la final o să mai presez. Să-l storc între prosoape, doar să nu fac inundație, totuși îl mai las un pic, nu mult. Vedeți, foarte ușor, doar apăs un pic. Bun, au trecut vreo 20 de minute. S-a mai scurs, se vede că aici nici nu mai rămas apă, surplus. Îl voi lua în mână și îl voi duce să-l întind pe un prosoap. We'll be right back.
îl las, nu știu, 2-3 minute. Bun, am mai stat un pic cât să absorbe, să se ude prosoapele bine. Iar acum îl voi desface. Bun, o să întind un prosop uscat. Acum o să stea câteva ore așa, întins. Cele două prosoape în care le-am stors sunt super grele și super ude. Așa că îl lăsăm la odihnă și revenim peste câteva ore. Pe acesta nu-l voi călca, nu simt nevoia să-l calc, mi se pare perfect, e super moale, e super maleabil, e subțirel, nici măcar nu s-a șifonat, deci e perfect, e drept, e, nu știu, nu simt nevoia să-l calc, dar dacă l-aș fi călcat și probabil o să-l calc cândva, o să pun, deci o să pun ceva, o cârpă albă peste, deci să nu pun fierul de călcat direct pe material, ci să fie ceva între. Un finet, o bucată din ca și batistele din material. Și e gata de purtare, gata de purtare, gata de purtare. Gata de purtare, gata de purtare, gata de purtare, gata de purtare, gata de purtare. Am făcut și acest experiment cu Loom to Bloom. Deci am poză, vedeți, în partea asta wrap-ul împăturat, înainte să fie spălat, deci el nou-nouț, cum arată din pungă, iar în partea asta îl vedeți după prima spălare, cum s-a modificat. Iar așa o să rămână cum e în partea asta, deci de acum înainte el așa va fi, nu mai putem să-l aducem aici, în starea de aici. De aceea se indică foarte, foarte mult spălarea wrapurilor noi. Asta a fost clipul de astăzi. Bun, am vorbit despre toate, cred. Sper că n-am uitat nimic. Dacă am uitat ceva, întrebați-mă liniștite. Vă urez purtări foarte, foarte plăcute cu bebelușii voștri în wrapurile voastre. V-am pupat! Mua, mua. Ne vedem data viitoare! Să vedem cu ce!